Stați băieții, oi poate ne... Stai cu minte acolo, mă. Trotineta sau ATV-ul? Care câștigă? Scrieți în comentarii. E prima oară când merg cu ea pe piatră. Op, op. Oh. M-a furat piatra, mă, ești la nebun, ce era să mă duc? Hai, am accelerat pe piatră și m-a furat. Deși drumul denivelat, sincer, nu prea, nu simt nimica. Are suspensii și a și pe spate, deci da. Nu mă zdruncină, chiar e ok. Merg cu 25 la oră, acum e bine. Nici nu-i drumul drept ca să poată să accelereze mai tare, că îți dăm burile astea. Uite, aici chiar e mai drept. Uite, acum i-am dat a treia. E a treia? Da. 30 la oră. Da. Îi ia din viteză de nivelările. Salutare, prieteni, și bine m-am găsit la un nou video, la un nou vlog cu ATV-ul și cu trotineta. Mai exact, sunt aici cu Andrei, după cum observați, și o să facem niște nebunii, pentru că astăzi ne-am hotărât să facem o mică cursă, o mică liniuță, ATV versus trotineta electrică. După cum știți, am aici o trotineta electrică de la Kugo, M4 modelul. Și el are un Suzuki King Quad 4x4. Și o să facem trotinetă versus ATV. Cine o să câștige? Cine crezi? Eu. Ok, scuzați gunoaiele, suntem pe aici, pe lângă solari și na, e ceva normal. Da. Și o să facem aici o liniuță pentru că aici e drept. Aici am făcut și data trecută ATV versus ATV, dacă ați văzut clipul, dacă nu l-aveți pe ei, ăsta, uitați-vă. Să le arăt și rezultatul cât de murdari sunt. Da, 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 uitați-vă. Deci noi, ca să știți, astăzi filmăm două clipuri, deși probabil o să le vedeți mai mult ca sigur în alte zile. Dar asta e curat, celălalt trebuia să-l arătăm, că ăla era murdar tare. Da. Și tu, uite cum ești tu, pe tine. Uite, uite cum ești, încă te-ai scuturat puțin. Da. Pe spate ești tare. Așadar, susțineți-ne acolo cu un mare like și hai să dăm drumul la video. Trotineta sau ATV-ul? Care câștigă? Scrieți în comentarii. Hai să dăm start de aici, de la chestia asta. De la chestia asta, iau, de la gunoaiele astea, vreau să zic, de la remorcă. Ești pregătit? Haide. Da. 3, 2, 1 și... Oi, 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 tata! Ce să mai văd? Ok, da, ce să zic? Am câștigat! Nici n-a avut timp să accelereze asta, mă. Era logic, nu? Dar n-are timp să accelereze, adică eu prind 40, 40 și ceva pe drum drept, până în 50 prinde trotineta mea până în 50, dar... De... Ok, hai, hai, facem liniuța numărul 2, am schimbat sculele. Nu te doare fundul de la șea. Ei, da, are suspensie, exact, e foarte mișto șeaua. Și pe spate, dublă suspensie, asta e faină. E expres pentru drum de genul ăsta făcută trotineta. Da. Chiar super tare. Sunt curios în pădurii cum o să meargă, că e prima oară acum când o să mergem chiar în pădure. Deci e prima oară când facem un astfel de video cu trotineta prin pădure, ce se gândea, ia uite, avem iarăși căprițele în față, oițele, hai fetele, hai, noroc, ia uite ce dulău, 2, 3, stați băieții, oi poate ne, stai cu minte acolo, mă, ia că ne, ia că l-au luat câinii, mă, trebuie să-i... Vin câinii, bă, după noi, bă! Bă, gai, așa! Vin câinii! Ai, 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 ai! Stai așa, pe unde mergem? Stai, 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 frânăm! Bă, mergem pe aici? Da, e drum? Undeva mișto! Hai, hai pe aici, de atunci!
Bă, sper să nu fac pană pe aici, că-s gunoaile astea. Mam, îmi bate și soarele din față. Târt. Ăsta nu cred că e drum de mers cu trotineta, dar facem o excepție. Oi, toată. Opa. Iop. Ei, hop. Bă, hai că faci față, dar dacă pe unde te-ai dus? O, stai. Dar eu nu știu dacă pot să. O, ce e acolo, mă? Stai așa, că am văzut ceva mișto. Opa. Mă duc în șanță aici. Ce e aici, mă? E o apă. Adică văd că e o apă, îmi dau seama, dar stai așa ca să... Hai să plec eu, da, cu magnetul. Da, dar ce e adâncă? Asta are vreo un metru. Un metru ceva are asta? E? Da, uite, vezi, are scări. Nu înțeleg, nu are nicio logică. De ce e făcut aici canalul ăsta? Nu știu. E ca un canal, așa făcut. Hai să dau un băt, să vă să dau. Și aici, dar ăsta e râuleț sau ce este? Zona asta, râpa asta, ce e? Nu. E ca o râpă, nu? Apa asta de unde vine din sus? Asta se adună când plouă. A, se adună de la ploaie? Da, și când s-au pus. Uite, cam atâta e. A, are jumătate de metru. Da, dar a fost mai mare, vezi? Da, dar eu nu înțeleg, de ce au cimentat-o aici, în mijlocul pădurii, au pus aici asta, cu ciment. Da, asta e de la ploaie se adună, înseamnă. Vezi? De la ploaie se adună aici. Da. Hai, mergem acolo? Dar n-am magnetul la mine. Știu. Nu cred că găsim ceva aici, m-aș mira. Hop, 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 ce denivelări sunt aici. Oh. Intră bine, mă, prin șanțuri cu trotineta asta. Are suspensia bună. Da, mă, uite aici, s-aude ceva, mă, ăsta s-aude trosnind, dân. Ăsta, cred că. Cablul ăsta. Mă gândesc că s-aude. Nu știu. Bă, dar ce mișto e. Hai să-i dăm așa o tură, să mergem pe aici. Hai. Și o să încerc să văd cât pot să urc în coacă. Am nevoie o leacă de demaraj. În partea aia nu o să urc. Aici s-ar putea să meargă să cu trotineta. Da, așa îi facem teste, hai. Bă, drumul e bun, sper. Da, hai. Yo! E modul 3? Da, e modul 3. Dar ai denivelat drumul, ia uite cum mă zruncină. Cine se gândea că o să merg cu trotineta pe mijlocul câmpului sau prin pădure? Da, știi că e fain. Oricum, așa e uscat tot. E uscat, e uscat, e fain. Bă, și ce ușor merge, adică e treapta a treia. Nu are viteză mare, dar măcar uite, urcă totuși, vezi? Mai greu, dar urcă. Deja sunt cam... Da, urcă, ok. Urcă, urcă. Da. Urcă, mă! A urcat-o! A urcat-o dealul, mă, fii atent! Oc, am luat o gaură, bă, de taie de cârtiță, ce era? Uite, a urcat tot aproape! Urcă, mă! Bă, deci nu mi-e să cred, a urcat trotineta până sus! Ia uite, șanț! Bă, a urcat tot, mă! Stai așa, frână! Bă, deci am urcat tot! Nu știu dacă se vede... E înclinație, totuși are o înclinație, știi, de vreo 20 de grade, tot are! Ia uite că se vede și am urcat, mă, tot. Faină, faină. Bă, deci e o zi superbă, frate. Deci zici că e primăvara astăzi, plimbare cu trotineta, cu ATV-ul. Sper să vă placă clipurile astea. Nu uitați, susțineți-ne acolo și abonați-vă la canalele noastre. Și hai să-i dăm!
frumos. Merge sau nu merge? Merge, mai da. Greu pe aici, că e drumul cu denivelări și da, cred că inclinația. Și spate, adică am văzut că prinde 42 dacă o ridici. S-a mai dus Orinuț, atât. Da, deci dacă ridici șaua, știi, adică uite, acum accelerează la maxim, uite, vezi? 40 și în casă prindea și 50, că era cald, știi? Ia. Asta 12 la oră. 15 prinde maxim, la asta ar trebui să prinde 30 maxim. La adică, deci asta nu indică super corect. Știi din ce cauza? Din cauza că e și greutate și frig, mi-au mai spus și alții. Da, păi da. Uite, vezi, dar imediat accelerează. Lasă-mă, poate să prindă ea 25-30 la oră pe aici prin câmp, că e bine, știi? Adică ideea e că noi ne plimbăm, asta contează. Ai, cocenii! Opa! Hai, schimbăm dreapta. Hai, tată, trage! Bă, dar nu-mi place că se aude zgomotul ăla de la șa, trebuie să o strâng acasă neapărat. Asta e singura parte mai urâtă. În rest, merge chiar foarte, foarte bine. Opa! Dacă ne întoarcem pe partea aia, iar dăm de ăla cu stâna cu... Mergem înainte pe aici? Hai pe aici! Hai să mă pun pe șa. Hopa, uite mă că urc și eu, măi. Stai că am luat un gunoi la roată. Yep. Am luat ceva la roată. E o creangă. Unde mergem înainte și după aia facem dreapta, nu? Da, ca să ajungem direct la drumul ăla pe aici trebuie să mergem, nu? Trebuie să o luăm direct. Mergem înapoi. Încercăm să căutăm un alt drum de întoarcere, pe acolo era ăla cu oile, cu căprițele și cu câinii aia. Și ne fugărește iar. Au. Bă, dar bună e suspensia, frate, la așa. Pe aici? Mergem pe acolo? Da, n-am loc poate de. A, tu nu-mi cap cu ăsta mare. Da? Păi dacă mă duc eu, eu iau de-a dreptul și tu ai roată. Deci eu merg prin pădure, că eu în cap, iar tu nu-mi cap, că e mare. Okay, da? Da, și ne găsim acolo, exact la începutul pădurii acolo. Ok, hai, cursă. Hai să văd pe unde o iau, sper să nu fac vreo boacănă. Iopa. A, dar nu cred că m-am gândit eu bine. Târt, stai că nu cred că am făcut eu bine treaba asta. Hai. De ce? De ce am zis eu să iau prin pădure? De ce am zis? Cine m-a pus? Nu, glumesc, hai că e ok. Doar că sunt crengi dintr-astea pe jos. Foarte multe și n-aveți idee cât e de denivelat drumul. Că dacă stau pe ea, mă cam druncină. Opa. Hai că e ok. Cât de cât. Hop, 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 hop. Ip. Ai, pe aici. Târt. A, bă, am ajuns. Wow. Op. Gata, numai că aici sunt prea multe gunoaie. Ok, hai. Și am ajuns înaintea lui. Am ajuns. Am ieșit exact unde vroiam la început, ca să nu mai o iau pe partea cealaltă. Și am ajuns înaintea lui. Bine că el a ocolit destul de mult. Bă, până acum trotineta se arată destul de bine. Adică se prezintă ok. Vezi, te-am luat. Hai mă, că mai am baterie. Dacă mă duce până la mașină e bine. Hai, înapoi. Op. Bun, prieteni, cam asta a fost clipul. Ne întoarcem către mașină. Eu o să mă duc acasă.
N-am venit cu trotineta până aici, am venit cu mașina și am lăsat mașina la el acasă. Wow, ce e ce? Hopa, hai mă că a intrat bine. Așadar, să vă abonați la canalul lui, o să-l aveți în descriere și o să mai facem diferite clipuri de genul ăsta. Sperăm că vă plac. Cam atât. Multe gunoaie, bineînțeles. Numai bine.